Prezent ieri seară în emisiunea Între Da și Nu la TV Giurgiu, copreședintele pe municipiu al PNL Giurgiu, Liviu Popazu, a explicat că decizia de a renunța la funcție și de a propune ca organizația municipală să fie condusă de către deputatul Florian Nicolae este una pe care a luat-o din proprie inițiativă. El a precizat că a discutat despre această decizie cu ceilalți membri ai conducerii, aceștia fiind de acord cu propunerea sa. Am anunțat un eveniment care se va petrece probabil într-o săptămână, maxim două săptămâni, după ce se parcurg toate procedurile statutare. Filiala are de câștigat. Dacă dezvoltăm subiectul, evident că orice fel de astfel de mișcare politică are mai multe reverberații, care, după părerea mea, se vor atenua în timp. S-ar putea să fie și oameni cărora nu le convine, dar eu am încredere în înțelepciunea membrilor noștri și vor înțelege cu toții că este o soluție potrivită și mai ales realistă pentru situația în care ne aflăm astăzi. Liviu Popazu a mai relatat că decizia pe care a luat-o a fost anunțată din timp, astfel încât să nu existe interpretări lipsite de fundament. El consideră că odată cu venirea deputatului Florian Nicolae la PNL, scena politică locală se echilibrează.